Ne-am întors în studio din scurta pauză de publicitate și, așa cum v-am promis, discutăm despre evenimentele studenților. Asta pentru că avem o invitație la spectacol. La spectacol la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Asta pentru că avem aici un invitat de seamă. Este vorba despre domnul profesor dr. Vasile Stoleru. Este prorector cu activitatea socială, studențească și relația cu alumnii. Spun bună seara și bine ați revenit la noi în studio. Bună seara și bine v-am găsit. Ne bucurăm tare mult că ați venit cu o invitație pentru noi, pentru toți ieșenii, de altfel. Iată, un spectacol cu tradiție la universitate. Sigur, așa este. Invitația este pentru toți, dar și în special pentru cei care ne promovează în media. Cred că este binevenită pentru întreaga comunitate de ieșeni, dar nu numai. Toți care doresc să vadă un spectacol pe viu sunt așteptați marțea viitoare, începând cu orele 16:30, în aula Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași. Așa este și, ca să înțeleagă și cei de acasă, iată, nu ne referim la un spectacol cu tradiții doar din zona noastră, zona Moldovei. Aveți invitații foarte interesanți din, iată, din Suceava, știu, din Maramureș. Cred că mai multe detalii ne puteți furniza dumneavoastră. Sigur, așa este. Ne interesează foarte mult ca prin activitățile studenților să ducem mai departe portul popular, tradițiile zonei și, așa cum am și spus în enumărate rânduri, cred că datinile, obiceiurile, portul pe care îl poartă sau cu mândrie, să zicem, zona rurală, cred că ar trebui să fie o carte de identitate sau o carte de vizită pentru oricine am în momentul de față. Datinile și obiceiurile peste an sunt foarte importante în spațiul nostru, pentru că vedeți foarte multe obiceiuri, multe activități sunt inspirate din natură, sunt inspirate din activitățile de zi cu zi ale omului, dar mai cu seamă, cred că în perioada Crăciunului sunt activități care trebuie să ne marcheze și în special de nașterea Domnului Iisus Hristos, care, așa cum știm, este Mântuitorul nostru al tuturor. E vorba de o atmosferă de sărbătoare, o atmosferă în care cu toții ne adunăm în familie, sărbătorim. Și iată, la USMV e o familie acolo, într-adevăr, an de an, așa cum spuneam și mai devreme, organizați acest spectacol cu tradiție. Noi știm că aveți și un festival pe care îl organizați în fiecare an, prin care să promovați datinile și obiceiurile, dar cumva, iată, acum de Crăciun, în preajma Crăciunului, organizați acest spectacol care vine cu aceste datini și tradiții și, iată, nu doar din Moldova. Așa este și ne bucură foarte mult pentru că acest lucru s-a reușit a fi coalizat în zona sau în jurul ansamblului folcloric al universității, în care se regăsesc foști absolvenți ai universității, actuali studenți și, de ce nu, sperăm și copiii foștilor absolvenți de universitate. Ansamblul universității, ansamblul folcloric Mugurelul, are vechime de 48 de ani și de-a lungul timpului a suferit anumite transformări, dar de câțiva ani am reușit ca prin coregraful care l-am avut la ansamblu să aducem în atenția publicului din universitate, în atenția publicului ieșean, dar de ce nu, și din țară și din străinătate, pentru că ne face mândrie ansamblu pe care noi îl avem la universitate și îl promovăm din acest punct de vedere, să coalizeze și atunci, în același timp, vedeți, sunt foarte multe aspecte care țin de această activitate socială, în care studenții sunt implicați și fac cinste cu mândrie acestui lucru. Anul acesta, bineînțeles, fiind și un an centenar, ne-am dorit să avem în preajma noastră, în preajma sărbătorilor, și colinde, și datini, și obiceiuri, și din alte zone decât cele ale Iașului, astfel încât avem invitați de seamă din Suceava, arcanul, ansamblul al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, avem ansamblul folcloric din Poienile Izei, din zona centrală, să zicem, a Maramureșului, unii datele și obiceiurile s-au păstrat de sute de ani și unde spiritul acesta comunist nu a pătruns, unde tinerii
începând de la 2-3 ani, copiii de la 2-3 ani și până la persoane adulte de 60, 70, 80 de ani, merg cu colinda în perioada sărbătorilor, tocmai vestind nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Avem și ansamblu din zona Iașului, mai precis din zona Ruginoasa, de la Heleșteni, dar și corul Universității de Arte George Enescu, care ne va încânta, zicem noi, pe parcurs a 2-3 ore. Noi așteptăm cu nerăbdare acest eveniment, mai ales că, iată, în Iași, în această perioadă, sunt organizate astfel de spectacole și nenumărate, aș spune eu. Dar, iată, nu am avea ocazia să vedem un ansamblu din Maramureș, nu cred că altcineva va mai organiza un astfel de spectacol, sau pe cei din Suceava. Da, așa este și ne bucură pentru că au acceptat invitația noastră, dar să știți că aceste invitații de obicei se fac cu multe luni înainte, pentru că ansambluri de tradiție, da. Ansambluri de tradiție sunt invitate în preajma sărbătorilor și nici drumul nu este foarte scurt pe parcursul a 700-800 de kilometri să te deplasezi până la Iași, dar sunt oameni pe care noi i-am îndrăgit, îi îndrăgim și în același timp ne bucură că au acceptat invitația noastră. De asemenea, ansamblul Suceava, ansamblul Orcanu din Suceava, să zicem că ne este mai comun pentru că participă la toate evenimentele organizate de studenții noștri prin Festivalul Național Așa-i Viața Omului, pe care noi îl organizăm în jurul ansamblului studențesc Mugurelul în fiecare an. Este la cea de-a treia ediție. Și de asemenea ei sunt participanți de seamă și cu această ocazie și noi le mulțumim pentru ceea ce fac pentru zona istorică a Moldovei și cred că este un lucru binevenit, ei având oarecare experiență, fiind un ansamblu de profesioniști comparativ cu ansamblul nostru care este un ansamblu de amatori, dar trebuie să avem în vedere și partea cealaltă, pentru că în jurul ansamblului Mugurelu s-au coalizat foarte multe familii de ingineri agronomi care sunt în momentul de față, care sprijină ansamblu prin activități, prin evenimente, prin port, pentru că un ansamblu trăiește și prin portul pe care îl duce mai departe și nu doar prin dansuri și prin muzica care o emană. Așa este. Anul acesta, Mugurelu, cu ce se va prezenta în cadrul evenimentului? Vom avea date și obiceiuri de iarnă pentru ansamblu care au fost, să zicem, apropiate. Mai puțin consacrate, dar care sunt ale zonei, specifice zonei Iașului, care au fost date în privind capra de anul nou, privind ursul din zonă, care se joacă, știm, diferit față de zona Bacăului sau față de zona Ardealului. De asemenea, vedeți, de-a lungul timpului, aceste date și obiceiuri din zona de iarnă au adus în actualitate aspecte legate de, să zicem, perenitate în afara nașterii, dar e vorba de fertilitate, de zona de a păstra oarecare sau să scoatem în evidență perenitatea noastră în această zonă. Deci lucruri care sunt și promovate prin aceste date de iarnă, chiar dacă de multe ori nu se vorbesc. De exemplu, obiceiul ursului, care să zicem, coboară din zona muntelui către zona de deal, către zona de șes, unde scoate în evidență libertatea pe care o are acest animal. Dar în același timp și cântul caprei, de exemplu, care se îmbolnăvește și care își revine dintr-un astfel de, să zicem, dintr-o boală și care într-adevăr asigură perenitate pentru familia respectivă. De asemenea, sunt și celelalte obiceiuri
din zona sărbătorilor, de exemplu, obiceiul ansamblului Iancujianu sau Căiuții, care toate vor fi pe scena Aulei Magna Universității noastre. Pentru cei de acasă, cred că intrarea este liberă sau cum pot proceda să poată participa la eveniment? Da, este un eveniment pe care universitatea îl organizează și nu și-a propus niciodată să încaseze bani. Pentru că avem o relație specială cu mediul economic, dar în special cu absolvenții noștri, cu foștii absolvenți ai universității, cu alumnii. Noi, cadrele didactici, de asemenea, sprijinim prin diferite acțiuni această manifestare. Și atunci ne dorim ca la acest eveniment să participe cât mai multă lume și în special copiii, tinerii și, bineînțeles, prieteni ai studenților, ai cadrelor didactice, a celor lanți angajați din universitate. Așadar, iată, marți 18 decembrie 2018, începând cu ora 16:30, sunteți invitați la un spectacol foarte frumos și interesant la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, atenaul la Magna Haralam Vasiliu. Continuăm așa, tot în spirit de sărbătoare, asta pentru că în urmă cu 2 luni, Universitatea a fost la ceas aniversar, zilele universității, cu diverse activități și iată și în contextul centenarului. Da, este vorba de zilele Universității Agronomice din Iași, care s-au desfășurat în ultima decadă a lunii octombrie, un eveniment de tradiție la universitate și care de 3 ani se organizează sub egida zilelor universității, pentru că sunt fel de fel de manifestări, workshop-uri care se întâmplă la universitate și toate realizările științifice de peste an sunt aduse în atenția doritorilor din acest punct de vedere. Și în acest an a fost o manifestare deosebită. Au participat invitați din străinătate? Da, sigur, așa este. Am avut peste 70 de invitați din străinătate, invitați din Republica Moldova, invitați din Ucraina, Italia, Germania și alte țări care ar fi timpul prea scurt acum să îi enumăr pe toți și cu care avem colaborări, dar și proiecte de cercetare din acest punct de vedere. Ne bucură că de la an la an tot mai mulți tineri participă la astfel de evenimente, ceea ce cred că a schimbat oarecum tradiția acestor evenimente științifice. Și este un lucru îmbucurător pentru că înseamnă că societatea și-a dat seama în ansamblu că este nevoie de cercetare, de un suflu tânăr în acest domeniu și, bineînțeles, cred că și anumite activități, probabil, care le-au desfășurat în ultima perioadă guvernul prin acele locuri de muncă, prin atragerea de tineri în cercetare în domeniul respectiv, proiecte prin care s-au angajat mulți tineri, nu poate fi decât un lucru benefic din punctul acesta de vedere. Plus de asta au fost finanțate proiecte complexe și ceea ce cred că va fi un lucru pozitiv în următorii 2-3 ani. Pentru că ați amintit, iată, de proiecte finanțate pentru universitate, știu că și în această perioadă se desfășoară câteva proiecte, cele pe dezvoltare instituțională. Da, universitatea a participat la competiția derulată de către Ministerul Educației Naționale prin CNCSIS. La acea competiție de proiecte din fonduri de dezvoltare instituțională, știm că ministeriile au niște fonduri de rezervă, iar în cadrul Ministerului Educației Naționale acest fond de rezervă se alocă universităților, dar pe bază de competiție. Universitatea, da, se poate mândri dintre universitățile din România, Iași, să zic, și din Iași și din România, că a avut proiecte competitive și a atras fonduri destul de importante în acest domeniu privind echitatea socială a studenților, pentru că știm că Universitatea Agronomică în general din Iași, dar și universitățile din țară au bazinul studenților de unde au foarte mulți studenți care provin și din zona rurală.
deci, sau din zone defavorizate, să zicem, localități sub 10.000 de locuitori, cum ar fi oraș, nu putem spune că e un oraș dezvoltat, dacă are 10.000 de locuitori. După aceea avem proiecte pentru stațiunile didactice ale universității, care iară sunt foarte importante, pentru că suntem o universitate agronomică, avem nevoie de câmpuri, avem nevoie de ferme unde să ne dezvoltăm activitatea practică a studenților și atunci aceste activități trebuie susținute. Una este să lucrezi într-un laborator, să zicem, de informatică, unde ai computerul, programul, și una e într-o fermă unde ai nevoie de foarte multe materiale, multe inputuri pentru ferma respectivă, unde studenții, bineînțeles, își fac practica. Am fost proiecte pe internaționalizare, ceea ce ne bucură iar că avem studenți în momentul de față din străinătate și în special știți că domină studenții în limba, studenții din Franța, studenții din Israel, avem din Grecia, din Republica Moldova, Ucraina, chiar și din Finlanda avem un student, deci din Olanda, studenți la universitate. Deci ne bucură și pentru universitate este un lucru benefic, pentru că inclusiv finanțarea de bază care se realizează la universitate se datorează și studenților pe care noi îi atragem, adică acelui raport între studenții străini și număr total de studenți pe care îi avem la, pe care îi avem la universitate. Și acest lucru este în creștere. Și de ce nu? Trebuie să ne orientăm și către țările din zona Asiei și către țările din zona Africii, pentru că și ei au terenul, și ei cultivă, și ei trebuie să hrănească și în același timp să producem specialiști pentru zonele respective. Știți că universitatea este foarte bine apreciată din punctul acesta de vedere al pregătirii tinerilor prin competențe pe care noi le transmitem studenților, prin colegii noștri, prin cadrele didactice și mai departe ei să le aplice în mediul economic. Bine, trebuie să recunoaștem acum, fără modestie, ca să spun așa, universitatea oferă studenților condiții foarte frumoase și foarte bune și pentru învățare și pentru cazare și mă refer aici că, iată, și anul acesta, în contextul zilelor universității, ați inaugurat o nouă clădire și aveți și laboratoare noi. Sigur, așa este. În afara faptului că avem o clădire foarte frumoasă unde studenții își desfășoară activitățile, avem cele 6 ateliere de microproducție pentru bere, pentru patiserie, pentru panificație, carne, lapte, care sunt... În zona Moldovei sigur nu mai găsim așa ceva. Nu, cu siguranță nu. Universitatea din Galați mai are și poate câteva laboratoare mai sunt la Universitatea din Suceava. Dar având foarte multe specializări pe domeniul industriei alimentare, ar fi fost necesar și vedeți, acest lucru s-a realizat printr-un proiect care a durat aproape 10 ani la universitate, dar ne mândrim, pentru că să știți că au fost colegi în toamna aceasta, mai precis în luna noiembrie, din toate universitățile din țară, ne-au vizitat, s-au organizat la Iași, s-au organizat niște workshop-uri de pregătire pe sub egida Ministerului Educației Naționale și atunci în fiecare zi ne-au vizitat colegii și chiar au rămas impresionați, pentru că aici, în aceste laboratoare, studenții pot exact participa la întregul flux tehnologic, de exemplu, de la de producerea berei, eu știu, de obținerea iaurtului sau de obținerea produselor de panificații. Și în momentul în care el merge în producție, dă, să zicem, are acele competențe dezvoltate și îi vine mai ușor să se adapteze situații dintr-o întreprindere sau, de ce nu, noi ne-am bucurat foarte mult ca studenții noștri să devină mici antreprenori. Adică fiecare dintre ei poate să-și creeze o linie mică de fabricare a berii, de exemplu, cu care nu ai nevoie spații foarte mari, de investiții foarte mari, poate să-și realizeze o cofetărie, să obțină produsele pentru că are competențele necesare. E important că, iată, au unde să își desfășoare orele de practică. Teoria ca teoria, că înveți partea teoretică. Dar cred că practica este cea mai importantă, mai ales la o astfel de universitate. Sigur, fără aplicații practice nu se poate realiza sau poți să devii inginer agronom și să fii un inginer, un foarte bun specialist pentru mediul economic. Ce se întâmplă în momentul în care ai finalizat cei 4 ani sau 6 ani ca medic veterinar, ești pus în fața faptului împlinit și atunci
lucrez cu banii investitorului, cu banii agentului economic și atunci nu poți decât să-i utilizezi ca și cum ei folosi pentru tine. Deci ceea ce este foarte important pentru student, pentru că are practică, are din învățat și de ce nu? Suntem deschiși în afara laboratorilor și orilor respective să participi la toate activitățile, indiferent de ce specializare obține, pentru că profesorii sunt deschiși astfel încât că fiecare student care finalizează la noi la universitate să aibă create aceste aptitudini, aceste competențe, să le putem transmite astfel încât să fie printre cei mai buni specialiști. Pentru noi universitate, să știți că este o mândrie în momentul în care vedem că acești tineri reușesc. Și, de ce nu, să știți că noi urmărim inclusiv inserția lor pe piața muncii. Pentru că în afara faptului că este un obiectiv al ministerului, dar este un obiectiv și al nostru. Pentru că ne interesează foarte mult ca cei mai mulți dintre cei care finalizează cursurile Universității Agronomice să fie angajați în domeniul în care finalizează. Încet, încet, an de an, procentul acestora crește. Și ceea ce este un lucru benefic, pentru că societate fără hrană nu se poate. Și fără frumos. Așa deci, ceea ce spus și în partea cealaltă a frumosului, a peisagisticii și a aspectelor legate de partea plăcută al lucrurilor, pentru că omul are nevoie și de relaxare. Așa este, ziceam și eu, la un moment dat, pământ va fi întotdeauna, de pâine vom avea nevoie întotdeauna, clar. E clar că avem nevoie de inginerii în domeniu care să-și facă treaba. Sigur, avem solul, avem apa, dacă mai avem și semințe ca să le putem cultiva corespunzător prin intermediul inginerilor, sunt sigur că nu vor fi probleme din punct de vedere al alimentației globale, chiar dacă se speculează de foarte multe ori. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție și vreau să ne divulgați așa puțin ce pregătiți pentru anul viitor. Pentru anul viitor, ne referim la evenimente. După ce finalizăm sesiunea, care este una grea pentru studenți, mai ales pentru cei de anul întâi, când vor trece de prima sesiune, vom avea activități naționale. Și aici aș include simpozionul științific studențesc național, care în anul viitor se va desfășura în perioada 18-19 aprilie. Am avut și anul trecut o prezență destul de numeroasă, am avut peste 100 de participanți cu lucrări. În acest an vom avea un număr special a revistei dedicate studenților în care ei să-și publice toate realizările de pe parcursul anilor de studii, deci realizări proprii ale studenților, și acest lucru ne bucură pentru că e și un exercițiu pentru ei și cu ocazia asta mulți își dau seama dacă au aceste veleități descoperite ca să poată să fie cercetător sau cadru didactic sau să lucreze într-un anumit domeniu, ceea ce este benefic pentru noi. Avem activități legate de ansamblu Mugurelu și am uitat să spun că în acest an ansamblul universității noastre a fost declarat la gala Festivalului Internațional din Polonia cel mai autentic ansamblu folcloric studențesc și de asemenea pentru activitățile desfășurate în anul 2018 ansamblu a primit la gala educației de la București, care s-a desfășurat în noiembrie, diplomă de excelență pentru întreaga activitate de peste an. Ansamblul Mugurelu, ceea ce este o recunoaștere pentru tinerii noștri din universitate. Mai avem și activități naționale referitoare la concursuri sportive pe care le organizăm la universitate și, în principiu, acestea vor fi undeva la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Nu mergem prea departe către finalizarea studiilor, pentru că atunci suprapun cu alte activități și cu finalizarea cursurilor studenților și atunci îi demarat un pic activitatea cu 2-3 săptămâni și unde participă, avem invitați atât liceele din zona Moldovei, cât și universitățile de profil din România, dar nu numai. Activități frumoase și interesante, dar ne oprim la activitatea de marțea viitoare, la care sperăm să participe cât mai mulți ieșeni. Vă mulțumim tare mult pentru prezența la Școală și Sănătate și vă mai așteptăm aici cu proiecte frumoase.
Și noi vă așteptăm. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă dau întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră. O săptămână frumoasă în continuare.